Ca urmare a dezastrului din apicultura americană, acum este în desfășurare un program de distribuție de stupi, iar orice cetățean al statului cu vârsta peste 18 ani poate cere să fie selectat aleatoriu pentru a primi până la 3 stupi gratuit. Organizațiile non-profit, agențiile guvernamentale și companiile nu pot aplica în acest program, deși statul permite persoanelor care ulterior decid să pună pe picioare o afacere legată de albine să păstreze echipamentul. Programul de distribuție apicolă din Virginia nu este însă chiar o nouă. El a început inițial în 2013 ca program de granturi, iar în 2018, după numeroase modificări legislative și politice, a ajuns să fie, de fapt, o loterie de distribuție a stupilor, așa cum este astăzi. Cu toate acestea, pentru o activitate atât de intensă și specializată, programul nu impune nicio cerință pentru cunoștințe anterioare sau experiență în apicultură, iar asta îi face pe mulți specialiști să fie critici, susținând că statul risipește banii în loc să-i dea direct apicultorilor cu vechime și experiență. Albinele sunt polenizatori esențial pentru aproximativ o treime din culturile de fructe și legume din statul Virginia. Pierderea lor ar putea duce inclusiv la creșterea prețurilor produselor alimentare.